Salutare tuturor și mie mi-a fost dor de când am mai postat un videoclip cu o motocicletă de teren, dar azi a sosit acel moment, fiind doar o coincidență, este tot o Husqvarna, dar de data asta un VR cu motor de 125,2 timp din 2004, pe care am cumpărat-o în urmă cu vreo 2 luni, dar nu am avut timpul și curajul necesar pentru a o desface. Chiar dacă aspectul general lasă foarte mult de dorit și îi lipsesc o grămadă de piese, cel mai important lucru care îi lipsește e compresia și ăsta e motivul principal pentru care am putut-o cumpăra la un preț foarte accesibil. Bine, nu îmi fac foarte multe griji, pentru că s-ar putea să mai am compresie de Husqvarna pe acolo prin sertare, sau dacă nu, în cel mai rău caz, o să iau de la asta de 600, care oricum are prea multă. Motocicleta asta a fost cândva model enduro, adică a avut lumini pe față, bord, kilometraj, semnalizări, stopuri pe spate și așa mai departe, dar astea au fost la trecut și eu am rămas cu câteva piese bune și cu câteva lipsă. Partea bună e faptul că am rămas cu o evacuare principală într-o stare foarte bună și este originală, e foarte importantă pentru motoarele în doi timpi, dar partea proastă e că nu am finală. Un lucru foarte important și de menționat, de asemenea, e că are o pompă de ulei care dozează uleiul, adică nu ai nevoie să amesteci uleiul cu benzina de dinainte, așa că acest lucru se face automat, are un bidonaș de ulei în partea asta și își ia de acolo exact așa cum are nevoie și pe lângă asta, controlul de la power valve se face electric printr-un motoraș. Acum voi trebuie să mă înțelegeți că eu sunt foarte pasionat de dispozitivele astea complexe și de multe ori vorbesc despre ele ca și cum ar funcționa perfect. Iar asta înseamnă că pompa și motorașul minune au fost anulate cu foarte mult timp în urmă. Dar să știți că nu sunt foarte dezamăgit de starea motocicletei, asta pentru că se poate și mai rău. Bineînțeles că voi mai avea un pic de lucru la ea, dar măcar jantele, etrierii, discurile și plăcuțele sunt într-o stare destul de bună. De asemenea, suspensia atât pe față cât și pe spate se comportă ok și nu se văd scurgeri momentan. O să reformulez un pic, nu se văd scurgeri la suspensie, dar la motor sunt o grămadă de scurgeri sau au fost, așa că nu vreau să mai pierd timpul și înainte să desfac motorul, o să încep cu spălatul. Thank you.
Chiar acum am ajuns acasă și sunt foarte mulțumit de cum s-a spălat motorul. Într-adevăr, au rămas mici pete pe aluminiu, dar asta nu o să fie o problemă. Acum, înainte să-l desfac, aș vrea să mă ocup de semicadru, pentru că e îndoit, cel mai probabil de la o lovitură, dar ca să nu fiu nevoit să-mi cumpăr altul, o să încerc să îndrept aceste două părți și să urmăresc un nivel optim între acestea două. Și uite așa, am un semicadru drept. Înainte să vă prezint cilindrul și pistonul, am rămas în cadru cu biela și vreau să vă spun că este într-o stare excelentă. Pe lângă asta, sunt sigur că este de o calitate bună pentru că am schimbat-o proprietarului anterior în urmă cu două sezoane, așa că va mai merge garantat încă două. Cam așa arată cilindrul și pistonul. Am să încep cu cel din urmă pentru că arată într-o stare jalnică. Cel mai probabil acest motor a fost supraîncălzit, în asemenea hal încât pistonul a început să se topească, iar materialul scurs din acesta s-a lipit de suprafața cilindrului. Legat de cilindri, situația e întotdeauna mai sensibilă, asta pentru că poți avea norocul să ai o cămașă din fontă și în acest caz se poate aleza și honui și nu vei mai avea nevoie decât de un piston, eventual la o cotă mai mare. Dacă este din siliciu, adică aluminiu de dinăuntru cilindrului este placat cu un strat protector de nichel și siliciu, situația e un pic mai dramatică pentru tine, deoarece nu se va mai putea aleza și vei avea nevoie ori de o replacare cu nicasil, ori de o bucșă făcută din fontă. În ambele cazuri, situația poate fi destul de scumpă, asta pentru că motoarele în doi timp au niște cilindri destul de complexi, așa că eu o să trimit acest cilindru unor oameni pricepuți care o să-mi spună dacă se va mai putea folosi sau nu. Până o să se rezolve treaba cu cilindru, o să mă ocup de capacul lui, asta pentru că a fost vopsit de mai multe ori de fapt, așa că o să-l sablez și o să păstrez starea originală a aluminiului. A trecut vreo două săptămâni de când am sablat această chiulasă și de atunci am primit acest cilindru și odată cu el o veste bună. Nu doar că a putut fi salvat, ci a și fost rectificat la o cotă mai mare cu un milimetru, astfel încât mi-a trebuit un piston 80-89, asta e seria, de 100 înseamnă mai mare cu un milimetru decât diametru standard. Și mai am o veste bună, tot de la Alduc Moto. Mi-au venit setul complet de plastice.
Uitați și motivul pentru care am băgat apă, nu antigel cum ar fi normal în radiator, pentru că am vrut să aflu scurgerea sau locul pe unde scapă antigel din moment ce motorul s-a supraîncălzit. Sigurat ar fi un punct de scurgere pe undeva pe instalația de răcire și l-am găsit foarte ușor. În momentul în care strâng de acest furtun, se poate observa că pe la ștuțul de comunicare cu radiatorul din stânga celui din dreapta se scurge foarte ușor apă. Asta înseamnă că este fisurat, după cum puteți observa. Situația este mult mai bună acum, iar furtunul are traseul lui de fabrică. După cum puteți vedea, dacă strâng, nu mai iese nimic apă. Iar până una alta, am pus și toba, pentru că deja nu mai am răbdare, și întâmplător am găsit o finală de KTM 300, cred, prima generație, care se pare că se potrivește perfect, așa că o să-i pun rezervorul și o să dau la pedale. Sunt foarte bucuros că am pornit motocicleta și că motorul se aude bine, dar nu o să dau o tură cu ea pentru că, după cum am spus, power valve-ul nu funcționează, iar asta ar duce la presiune dorită în cilindru. Toba finală nu-i prinsă definitiv și am foarte mari șanse să o pierd, iar frânele trebuie servisate. De asemenea, o să montez plasticele pe motocicletă după ce o să le colantez, altfel s-ar putea să le zgâriu sau să le murdăresc, iar colantarea lor ar fi mult mai dificilă. Deci tot pe episodul următor o să-mi comand farul, bordul, motorașul de la Power Valve împreună cu cablurile și o să mă ocup de cadrul din spate care necesită vopsit deoarece e foarte ruginit. Și să nu uit, voi mai avea nevoie de un ghidon pentru că acesta este de diametru 25 la bază, iar furca fiind cu prindere de 22 nu se potrivește foarte bine, așa că va trebui să-mi comand și unul de acesta. Dar până atunci, eu vă mulțumesc tare mult pentru atenția acordată, nu uitați să vă abonați la canal dacă vă place ceea ce fac și ne vedem săptămâna viitoare ca de obicei. Vă salut!